Domnule Călim Popescu-Tăricianu, ce anume v-a determinat să intrați în cursa prezidențială? România uh, se regăsește, uh, aș spune cum a fost și în trecut probabil, într-o perioadă în care nu știe care e, e drumul pe care să meargă. Uh, are uh, în mod manifest, o lipsă de obiectiv. Eu vreau să readuc prosperitatea, vreau să readuc bunăstarea în România printr-un proiect amplu, care înseamnă un efort, un efort bine organizat și sigur că acest efort sunt convins că România poate să-l facă bazându-mă pe experiența mea de prim-ministru. Am făcut această experiență ca cel care a condus guvernul României pe drumul aderării la Uniunea Europeană între 2005 și 2007 până la momentul aderării. Sigur și după, dar această experiență este extrem de relevantă pentru că ea m-a făcut să înțeleg bine care sunt posibilitățile, care sunt capacitățile României de a se mobiliza pentru un efort major. În pofida faptului că există mulți români care consideră că semenilor sunt poate nu suficient de harnici, nu sunt sunt de lăsători, sunt indiferenți și așa mai departe. Eu am văzut uh, contrariul, am văzut total opusul acestei atitudini. Am văzut o Românie capabilă să se mobilizeze în forță și să dea dovadă de capacitățile ei. Am văzut o Românie care a reușit să-și pună în valoare. Uh, inteligența, creativitatea, cu alte cuvinte, resursa cea mai de preț, resursa umană. Am văzut instituțiile statului fiind capabile să colaboreze așa cum este firesc, să-și coordoneze acțiunile și sigur că rezultatul a fost cel pe care ni-l doream foarte mult. Dar această chestiune nu era atât de evidentă în momentul în care mi-am luat în primire mandatul, pentru că întârzierile, toate aceste rămâne în urmă, a îndeplinirii a angajamentelor pe care România trebuia să e, și le ducă la bun sfârșit, e, părea mai degrabă să contureze imaginea unei românii incapabile. Incapabile cu tot ce ar fi decurs de aici, cu o imensă, aș spune, rușine care ne-ar fi acoperit pe toți și inclusiv pe mine în calitate de, de prim-ministru. Dar spuneam, e, am văzut că cu un efort de inteligență, de coordonare, de organizare, România poate să performeze și să performeze nu oricum, ci, aș spune, aproape excepțional. Țineți cont că în perioada în care am fost prim-ministru, România a avut cea mai înaltă rată de creștere a produsului intern brut din întreaga Europa. Deci, dacă ar fi avut o performanță, hai să spunem, oarecare, mediocră, ne-am fi situat și noi în media europeană. Noi am avut cea mai bună performanță, am reușit într-un timp foarte scurt să ne modernizăm o serie de instituții, să creăm alte instituții noi, în așa fel încât să devenim compatibili cu partenerii noștri europeni, deci să funcționăm după reguli europene, să modificăm legislația, să creăm legislație nouă în acest sens. E un efort pe care trebuie să recunoașteți că nu este poate la îndemâna oricui. Alte state din Europa Occidentală au făcut acest efort într-o perioadă cu mult, mult mai lungă de adaptare la noile criterii, la noile standarde, la noile cerințe. Prin urmare, concluzia este una simplă. Vreau să propun României un proiect major, un proiect de națiune, un proiect de țară, care să ducă România. La nivelul pe care îl merită, și anume România, a șaptea putere a Europei. A șaptea putere pentru că suntem a șaptea țară ca mărime. Iar nu am face altceva să spunem decât să punem în acord potențialul pe care îl avem cu rezultatul, cu realizările. Și eu cred că acest lucru este posibil și mai mult de atât cred că românii merită să trăiască într-o țară. Care să fie respectată pentru ceea ce este ea în stare să arate. Care sunt, în opinia dumneavoastră, pașii concreți prin care România ar putea deveni, așa cum spuneți dumneavoastră, a șaptea putere a Europei? Da, programul prezidențial pe care l-am și prezentat conține uh, trei piloni principale a acestei construcții, a acestui proiect. Uh, vedeți că nu este un proiect de uh, guvernare, nu este un. Uh, Program guvernamental. El se bazează pe trei piloni, pe care i-am numit marșantiere, care trebuie angajate în România și care vizează domenii cheie necesare progresului și evoluției rapide. Primul pilon este cel dedicat reformei instituționale și modernizării instituționale a României. Pentru că trebuie să recunoaștem că România și-a creat instituțiile de bază cu 25 de ani, dar iată că evoluțiile din România și din lume ne pun într-o altă situație să reconsiderăm modul în care aceste instituții au fost create arhitectura lor, arhitectura instituțională din România în general și să le adaptăm pornind de la Constituție, de la revizuirea Constituției, mergând la reforma administrativă, s-a vorbit foarte mult de regionalizare, care trebuie să fie un proiect avut în vedere. Trebuie reglementate raporturile între puterile statului, trebuie mai bine definit poate rolul președintelui pentru a nu risca în viitor să mai asistăm la încălcările constituționale și derapajele care au fost caracteristice ultimei perioade. În fine, toate aceste lucruri presupun un efort major care nu este poate bazat exclusiv pe demersul și pe convingerea mea, dar el trebuie să devină un proiect la nivelul întregii societăți care să angreneze cele mai importante instituții ale statului și nu numai. Trebuie toate, eu știu, autoritățile statului angrenate în acest efort societatea civilă, de asemenea, Presupune o astfel de reformă, o consultare largă și fără o consultare largă pentru a obține susținerea societății, un astfel de proiect nu se poate realiza. Imaginați-vă numai că vorbim despre uh, regionalizare. Această regionalizare ar trebui să presupună în mod obligatoriu delegarea unor uh, prerogative și responsabilități de la guvern către regiune. După cum și ar trebui ca același lucru să se petreacă de jos în sus, de la județ către regiune. Cunoscând lumea politică și factorii decidenți, în acest moment nu văd, nu întrevăd o astfel de disponibilitate. Rezultatul ar fi că facem o reformă administrativă prin care, în mod cert, adăugăm un etaj birocratic. Dar această adăugare de etaj birocratic se va face fără prerogative. Deci nu facem decât să creăm birocrație în plus și uh, care nu, nu va fi evident, nu va avea instrumentele necesare să acționeze pentru că birocrația nu trebuie condamnată în sine, ci trebuie condamnată birocrația inutilă ineficientă. Așadar lucrul acesta trebuie făcut după ce există un suport larg și o acceptabilitate la nivelul factorilor de decizie pentru ca proiectul să reușească. E bine, al doilea pilon major pe care îl văd necesar este într-adevăr, aș spune, poate un șantier de și mai mari dimensiuni. Spun șantier de ce? Pentru că eu fiind inginer constructor, văd lucrurile acestea într-o anumită manieră, probabil și prin deformația profesională. Al doilea șantier mare este cel reprezentat de domeniile educației, învățământului, cercetării, inovării, dezvoltării tehnologice și creativității. Este, de fapt, pariul pe care România trebuie să-l câștige cu viitorul. Toate națiunile performante din lume au înțeles că aceasta este miza esențială. Și că nu bogățiile uh, solului, uh, gazele, petrolul, uh, aurul sunt adevăratele bogății ale unei țări, ci, de fapt, resursa umană, individul. Dar individul bine educat, individul bine pregătit, individul capabil să facă față competiției din țară și cu cei din străinătate, individul care este capabil să se integreze în societatea cunoașterii cel care prin forța creativității sale vine cu lucruri noi, vine cu aportul lui, cu valoarea adăugată. Pentru că în final pe lanțul în lanțul economic, cea mai importantă valoare adăugată o aduce evident contribuția și inteligența umană și nu munca fizică. Așadar Miza este aceasta, sigur că mijloacele trebuie să fie date de o școală, la modul generic spun, de un învățământ, adică care să fie cu totul și cu totul performant. Învățământ performant cu profesor plus plătit nu o să avem. Trebuie să conștientizăm acest lucru și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne plătim bine profesorii, să-i selectăm și să-i plătim sigur în funcție de, de performanță, iar performanța nu se măsoară foarte greu. Fiecare școală poate să vadă câți dintre absolvenții ei au intrat la liceu. Fiecare liceu poate să vadă câți dintre absolvenți și-au luat bacaloreatul, câți au intrat la facultate. Universitatea știe câți dintre absolvenții facultății, universității și-au găsit un loc de muncă pe piața forței de muncă. Aceasta este Măsura e, calității învățământului. Nu câte diplome a dat, din păcate, cum se întâmplă la noi. Sunt multe facultăți și universități care sunt numai fabrici de diplome. Calitatea învățământului este slabă. Licee, unde promovabilitatea este scăzută, unde nici jumătate din elevi nu iau bacaloreatul Păi acolo nu devine elevul, în primul rând, este de vină școala că nu știe să-l antreneze, că nu știe să-l pregătească și că face o treabă de mântuială. Deci, eu văd lucrul acesta dintr-o perspectivă care este clar una liberală și care premiază valoarea. Valoarea profesorului și valoarea elevului. Și sigur că în felul acesta o să vedem că decalajele care ne separă de celelalte națiuni devin din ce în ce mai mici. Țările cele mai bogate astăzi în lume sunt cele care au investit în calitatea umană, în învățământ. Uitați-vă în Europa, o țară extrem de săracă, cu, aș spune, o, o climă deloc prietenoasă, mă refer la Finlanda, a reușit să performeze excepțional. Uitați-vă la Japonia, la fel, acestea sunt exemple de urmat. Nu Rusia cu imensele ei bogății naturale, unde se produce polarizarea între oligarhi și restul populației care trăiește în sărăcie. Vreau să. Uh, Sensibilizez pe românii care par să fetișizeze la un moment dat aurul, apropo de proiectul cu Roșia Montană, sau petrolul, sau gazele. Sigur că suntem o țară binecuvântată, ne-a dat Dumnezeu și aceste lucruri, dar acestea sunt resurse epuizabile în timp. Că le exploatăm astăzi sau le exploatăm mâinele, se epuizează. Cea mai importantă resursă și inepuizabilă, este, în fine, omul. Și pe aceasta trebuie să mizăm. Aceasta este principala investiție în prezent și în viitor pe care trebuie să o facem. În fine, al treilea mare pilon pe care să mă proiectul meu este, poate în mod surprinzător, componenta demografică. De ce? Pentru că România a cunoscut o hemoragie demografică în ultimii 15-18 ani, imensă, prin precarea românilor în străinătate și a plecat acea parte de populație care este populație activă, dinamică, întreprinzătoare, curajoasă, capabilă să-și ia soarta în mână și să se ducă într-un mediu relativ ostil pe care nu-l cunoaște unde să reușească și foarte mulți au reușit, dar aceasta nu este decât rezultatul lipsei de posibilități și de oportunități acasă. E bine, în afară de această situație care este îngrijorătoare, și care trebuie să ne preocupe, care trebuie să-i găsim o soluție în viitor, avem o natalitate care este în scădere. Aceste lucruri combinate duc la prognoza emisă de toți specialiștii că România va cunoaște un declin major de populație în perioada următoare și declinul acesta de populație constituie sau se constituie într-o frână majoră. În dezvoltarea economică. Deci, noi nu vom putea aspira la creștere economică, care este o componentă de bază a progresului României. Nu avem cum să devenim a șaptea putere a Europei fără o creștere economică. Și aici fac o paranteză: creșterea noastră economică în următorii ani va trebui să depășească cu două puncte procentuale, două, până la două puncte jumate media Uniunii Europene. Nu avem cum să realizăm această performanță cu uh, o populație care îmbătrânește și în scădere. Deci, uh, atrag atenția sau trag un semnal de alarmă foarte serios, pentru că dacă în alte domenii corecțiile se pot face relativ mai rapid, în domeniul politicilor demografice, măsurile luate astăzi se văd de abia peste 20 de ani. De abia peste 20 de ani asta este, ăsta e ciclu vieții în final, nu ai cum să faci minuni și uh, există la nivelul autorităților o necunoaștere acestei probleme uh, sau poate o indiferență, adică pentru cei care cunosc nu sunt capabili să mobilizeze uh, efortul decizional pentru a rezolva această problemă. Uh, când am fost prim-ministru am luat una din măsurile care mi s-au părut absolut necesare pentru corectarea acestei tendințe prin, uh, alocarea, prin alocația pentru creșterea copilului în valoare de 85% din salariul uh, pe ultima perioadă. Deci, pentru mamele care nu au posibilități să-și ducă copiii la părinți, deci să crească bunicii copiii, da? nepoții, în fine, sau alte soluții, rămânerea acasă trebuie să-i permită să trăiască la același standard, pentru că altfel, în ziua de astăzi, foarte multă lume, își pune această problemă la modul serios și în cazul în care e, bilanțul, să spunem, este unul negativ, de multe ori să renunță la e, conceperea unui copil pentru a-și putea continua cariera profesională, pentru a-și menține același standard de viață și lucrurile acestea nu trebuie neglijate. Trebuie să fim realiști și să luăm măsurile care sunt cele mai potrivite în contextul actual. Prin urmare, ce orizont de timp considerați a fi necesar ca decidenții politici să se unifice în jurul unui astfel de proiect, cum este cel pe care îl propuneți? Sunt două orizonturi de timp. Orizontul de timp pentru ca decidenții politici să, se, să poată să se unească în jurul unui astfel de proiect și orizontul de timp în care un astfel de proiect se poate realiza. În prima privință, eu consider că este exact rolul președintelui de a realiza această coeziune, întâi de toate la nivel politic, la nivelul partidelor, și apoi, sigur, mergând mai departe, angrenând în toată societatea. Dar pentru ca coeziunea să se poată realiza sau coagularea la nivelul politic, președintele trebuie să înțeleagă că nu are decât un singur rol pe care trebuie să-l joace. Așa cum este el descris în Constituție, adică factor de echilibru, factor neutru, factor echidistant, el nu poate fi nici de cum un factor partizan, nu poate să fie președintele unui partid sau susținătorul unei persoane, pentru că atunci el se, de se decredibilizează în fața celorlalți, le creează ostilitate. În scena, în arena politică, partidele se confruntă, se confruntă, se luptă. În fine, e o competiție între ele, ceea ce este firesc. Fiecare încearcă să-și promoveze propriile politici și propriile proiecte. De aceea, un astfel de proiect nu poate să fie propus de un partid sau de guvern, pentru că el este prin esență partizan. Dar președintele trebuie să înțeleagă că el nu trebuie să fie partizan pentru ca un astfel de proiect să capete susținerea largă. Atâta vreme cât acest proiect nu capătă uh, o susținere largă, sigur că el nu poate să fie dus la bună îndeplinire. Deci, există însă în România, din fericire, modele, uh, aș spune, de urmat, modele benefice. România a reușit să se uh, alăture, să spunem, sau să pună umărul toată România la cele două proiecte majore pe care le-a avut după 1990, aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Clasa politică a fost unită, societatea a fost unită, n-a existat, eu știu, o poziție semnificativă, n-a existat o unanimitate, dar aproape 90% din populație erau în favoarea acestor proiecte. Același lucru îl gândesc și acum, pentru că este, de fapt, primul proiect major după cele două proiecte pe care România le-a reușit. Și aici, sigur că avem exemplu celor doi președinți în ordine cronologică, Ion Iliescu și Emil Constantinescu, care au știut să conducă România către aceste obiective, reușind consensul. Reușind consensul pentru că ei s-au pus, au reușit să se pună în postura pe care, așa cum spuneam, Constituția o descrie și o legiferează. Iată că acesta ar fi primul pas. Proiectul în sine nu este un proiect de, man de, de un ciclu electoral sau de un mandat prezidențial, pentru că nici aderarea la NATO și la Uniunea Europeană n-au durat, bătând din degete, 17 ani pentru aderarea la Uniunea Europeană și 14 ani pentru aderarea la NATO. Dar haideți să privim acum îndărăt. Parcă a fost ieri. A trecut repede timpul. Numai că important este ce? Important este să definim un proiect. Noi, România, nu are în momentul de față niciun proiect. Băltește. Se mulțumește cu câtare. Adică cu mai nimic. Suntem pe ultimile locuri în Europa, în toate privințele începând la capitolul bunăstare, produsul intern brut pe locuitor, performanță în domeniul învățământului, performanță în domeniul cercetării, sănătate, avem media de vârstă printre cele mai scăzute, dacă nu cea mai scăzută din Europa, suntem cu 8 ani sub media europeană. Și lucrurile merg înainte și politicienii sunt preocupați de cu totul și cu totul alte subiecte decât cele care vizează Starea națiunii, situația oamenilor, a cetățenilor. Mie aici mi se pare că este principala problemă a clasei politice românești, că de multe ori este paralelă cu agenda publică. Are cu totul și cu totul altă treabă, precum președintele. Păi îl preocupă agenția acoperiți, îl preocupă ce face, ce să scrie prin dosare, adversarii politici. Din, din, din păcate, pentru noi, am avut un președinte care a avut un efect distructiv în și e, care a reușit divizarea societății românești în perioada mandatului. Și acest lucru reprezintă pentru mine marele regret al perioadei pe care l-am trăit, și e, exemplu păgubos care nu mai trebuie urmat în viitor. Cum vi se pare. Campania electorală pentru prezidențiale și ce faceți dumneavoastră, ca și candidat independent, pentru a atrage voturi? Campania pentru prezidențiale de aproape două săptămâni nu mai există. Să discută de cu totul alte teme, asistăm la uh, percheziții. Uh, rețineri, chemări la DNA, arestări, demisii, în fine, ofițer acoperit, sau neofițer acoperit și așa mai departe. Deci teme care n-au nicio legătură cu ceea ce ar însemna Profilul candidatului pentru ca cetățenii să voteze în cunoștință de cauză. Programul candidatului are viziune, nu are viziune, are un program, știe, gândește, are experiență, nu are experiență pentru asemenea funcție, pentru că totuși să fim serioși. Candidatura la Cotroceni poate să fie o joacă, dar președinția țării nu e o joacă. Acolo nu te duci să înveți la locul de muncă, să te califici la locul de muncă ca după școala profesională. Prin urmare, sunt decepționat de modul în care se desfășoară campania electorală. În ceea ce mă privește, sigur că și eu sunt afectat în egală măsură cu ceilalți de aceste întâmplări și desfășurări de eveniment. Dar nu-mi rămâne decât să mă concentrez, să alerg prin țară, să fac un efort dublu, pentru că, sigur, este și un efort de organizare pentru partidul pe care l-am în spate și care mă susține, mă refer la Partidul Liberal Reformator. Și lucrul acesta nu face decât să mă ambiționeze și mai mult. Care sunt uh, principalii dumneavoastră contracandidați în aceste alegeri, din punctul dumneavoastră de vedere? Principalul uh, contracandidat este uh, Victor Ponta. Uh, fără îndoială, el are un atu major, uh, anume faptul că este prim-ministru în funcție și uh, nu numai atât, are un partid foarte puternic, un partid de structuri în spate, lucru care este aș spune, la fel de important. Pentru turul 2, însă, contracandidatul principal este Victor, este Claus Iohannis, pentru că el este poziționat, să zicem, în, așa, în această zonă care se vrea, să spunem, liberală și de dreapta. El, de fapt, este sigur un impostor în această zonă, pentru că nu este nici liberal, nici de dreapta. Și dovadă stau eu știu, alegerile pe care le-a făcut, pe care le-a acceptat, fără să crâcnească, a fost desemnat premier din partea PSD-ului în 2009, n-a avut o problemă de incompatibilitate cu stânga. A fost acum desemnat candidat al Alianței Creștini Liberale, n-a avut niciun fel de problemă. Cu câteva luni în urmă, în luna februarie, era candidat pentru funcția de viceprim-ministru cu actualul prim-ministru Ponta, care este socialist. N-a avut o problemă de incompatibilitate. Spun aceste lucruri, de ce? Pentru că acum vrea să ne arate cât de uh, virtuos și cât de pur este el. E bine, uh, el pare să se comporte ca oricare alt primar din uh, România, poate, care se duce acolo unde se oferă mai mult. El este un fel de uh, parvenit al politicii și uh, dorința aceasta de parvenire politică și pe scara socială îl face să accepte orice ce îi se uh, propune. Uh, sigur, pe lângă inconsistența lui, pe lângă uh, gafele pe care le face, se dovedește că nu are experiența necesară. A fi primar al unui oraș cu, uh, cum este Sibiu uh, și a sări la funcția de președinte al țării este a spune un pas enorm în care riscă să rămână așa cu picioarele desfăcute. Țineți cont că Sibiu nu este nici cât un sector al Bucureștiului. Ca mărime. Deci nu e suficient această experiență pentru a-ți justifica cu argumente solide calitățile de uh, viitor președinte. A, de candidat poate să candideze oricine, orice cetățean poate să candideze, dar eu cred că România ar trebui să fie foarte atenți pe cine aleg, pentru că nu aleg consilierul de comună. Ei aleg președintele țării care are un rol hotărător în modul în care se desenează politica țării pentru următorii 5 ani sau eventual 10 ani și avem deja o experiență proastă cu președintele în funcție. Cred că o nouă experiență cu un emul al lui Băsescu nu ne-ar face să progresăm în direcția în care cred eu că este necesar. Dacă veți câștiga alegerile prezidențiale, veți urmări desemnarea unui nou premier? În momentul de față, trebuie să respectăm, aș spune, înainte de orice, ordinea constituțională existentă. Este un guvern legitim în funcție, ca urmare a alegerilor din anul 2012. Iar președintele nu are de ce să intervină în răsturnarea ordinii ă, constituționale, respectarea rezultatului alegerilor, adică respectarea votului popular. Este ă, o încălcare flagrantă a Constituției când președintele acționează pentru răsturnarea guvernului legitim. Știu că acest lucru s-a întâmplat și pentru Băsescu a fost un act de mândrie și, din păcate, Iohannis copiază modelul instalat de Băsescu și nu ne demonstrează de fapt decât că el va fi o copie, în fine, mai mult sau mai puțin reușită, a actualului președinte. Deci, guvernul actual rămâne în funcție. Guvernul se schimbă în două situații. Fie sunt alegeri generale, și atunci, sigur, că guvernul este dat de noua majoritate care se formează în paralel, fie guvernul este uh, demis în urma unei moțiuni de cenzură, când, sigur, revine uh, președintelui rolul de a desemna un prim-ministru, dar un prim-ministru care nu este uh, prietenul lui sau favoritul lui, ci este cel care reușește să aibă în Parlament majoritatea necesară formării guvernului. După primul tur al alegerilor sau după alegerile prezidențiale, vizați intrarea PLR în guvernare? Am să vă spun că acum toate eforturile mele și ale colegilor mei sunt clar focalizate pe alegerile prezidențiale și pe obținerea rezultatului pe care mi-l doresc și ni-l dorim acestea sunt lucruri care probabil, probabil vor intra într-o discuție, eu spun destul de probabil, da? dar după alegerile din, după turul 2 al alegerilor din 16 noiembrie. Cu ce echipă de consilieri intenționați să mergeți la Palatul Cotroceni? V-ați exprimat în trecut dorința de a avea alături pe Mihnea Constantinescu și Adrian Ciocănea. Ați purtat o discuție cu aceștia? Eu discut, hai să spunem, periodic cu, cu cei cu care, pe care îi cunosc și cu care mă sfătuiesc. Acum câteva zile, într-o emisiune la Antena 3, am venit la fel însoțit de o echipă de potențiali consilieri, cei cu care am lucrat la elaborarea programului prezidențial. Dar aceste lucruri se fac întotdeauna după ce te instalezi în funcție și, sigur, cântărești bine valoarea fiecăruia și priceperea fiecăruia, pentru că eu vreau să dau un semnal al alegerii în funcțiile publice pe criterii de competență mai presus decât criteriile de știu eu, prietenie, relaționare, apartenență la o structură comună. Nimic nu este mai valoros decât competența și dacă nu vom alege oameni competenți, atunci sigur că vom avea în jurul nostru o curte, în ghilimele, da? de sfătuitori, întotdeauna binevoitori, dar cel mai bun sfătuitor este cel care poate să-ți spună în fața adevărul chiar atunci când acest adevăr deranjează. Dacă nu veți ajunge în cel de-al doilea tur de scrutină al alegerilor, ce le veți recomanda susținătorilor dumneavoastră în ziua votului? Planul meu vizează să ajung în turul 2. Speculațiile la spresei, analiștilor, pentru că ar muri de foame. Eu mă concentrez pentru a ajunge în turul 2 și pot să vă spun că sunt singurul dintre candidați care îl poate învinge pe actualul prim-ministru în turul 2. Vorbeam în debutul interviului și despre revizuirea Constituției. Voiam să vă întreb cât de oportună sunt modificările privind modalitatea de alegere a președintelui țării și a atribuțiilor acestuia. În propunerile de revizuire a Constituției pe care le-am văzut, sigur că modalitatea de alegere a președintelui este hai să spunem, mai puțin subiect de dezbatere, pentru că noi întâi de toate ar trebui să discutăm despre regimul constituțional din România. Rămânem o republică semiprezidențială sau trecem către o republică parlamentară care este modelul unanim acceptat în Europa, cu o singură excepție, cel al Franței. Eu optez pentru o democrație parlamentară, o democrație parlamentară în care, sigur, Rolul președintelui este unul diferit, definit de cel actual, pentru a separa bine rolul puterilor executive și rolul puterilor în stat. Și sigur că aici avem exemple numeroase pe care trebuie să le urmăm sau putem să le urmăm. Dar sigur că nu este decât o opțiune și o opinie personală. Aici trebuie la fel, până la urmă, realizat un consens politic. Deci, demersul de revizuire a Constituției se bazează pe câțiva pași procedurali pe care eu aș numi simpli. Nu sunt ușor de realizat pași în sine, dar dacă nu te organizezi, n cum. Primul și primul lucru cel mai important este ca pe principiile de revizuire a Constituției să se găsească consensul politic al partidelor. Adică trebuie să găsim cel mai mic numitor comun. Și din momentul în care s-a găsit cel mai mic numitor comun, rămân o serie de lucruri care, sigur, mai pot fi negociate, unde se poate câștiga puțin teren, se poate avansa, și apoi, sigur, că Constituția urmează să intre, aș spune, pe mâna specialiștilor și pe mâna legislativului, a Parlamentului, care trebuie să redacteze aceste prevederi. Constituția actuală și-a arătat limitele fără doar și poate și experiența ultimilor ani, așa cum spuneam, ar trebui să ne ducă la tragerea unor concluzii. Dar nu numai referitoare la rolul președintelui, unde discuția e foarte amplă. Eu cred că trebuie să redefinim rolul. Parlamentului bicameral la care țin foarte mult, la, la, la ideea de Parlament bicameral eu țin foarte mult, dar nu în formula actuală. Senatul trebuie să se modernizeze și vă spun în calitatea pe care o am de președinte al Senatului și care cred în rolul esențial al Senatului, în rolul democratic parlamentar, dar nu în ceea ce este în momentul de față. El trebuie să devină cu precădere. Camera de Reprezentare a Regiunilor, a Autorităților Locale, să aducem puterea de decizie mai aproape de puterile locale, să le dăm o posibilitate de a-și spune punctul de vedere, de a-i asculta, de a le rezolva problemele. Trebuie, în asemenea, de asemenea, avut în vedere ca Senatul să aibă atribuții să, care să fie aproape complet distincte de cele ale Camerei inferioare. Acesta este rolul pe care îl joacă Senatul în toate celelalte țări din Europa. Instituțiile, ce spuneam la început, se modernizează, trebuie să țină pasul cu vremurile. Sigur că acestea sunt câteva din lucrurile care ar trebui dezbătute în viitoarea Constituție. Trebuie, dacă ajungem să hotărâm crearea regiunilor, trebuie ca acest lucru să se regăsească de asemenea în Constituție, lucru care în momentul de față nu este posibil. Fără doar și poate, trebuie făcut acest lucru, dar sigur că ar fi fost mult mai ușor cu o majoritate de două treimi după alegerile din 2012. Astăzi este un demers mult mai dificil, cu toate că nu este imposibil. Părerea mea este că trebuie încercat, trebuie toate partidele invitate la aceeași masă cu responsabilitate definită în proiect de revizuire a Constituției.